Superliga vă este oferită de Superbet. N-a trecut o lună de când au jucat în finalul sezonului regulat. Farul și Rapid se întâlnesc acum din nou în etapa a doua din play-off. Rapidul ajunge pentru prima dată în play-off de când a promovat și întâlnește pe Farul această echipă cu adevărat surpriza a campionatului nostru, dacă ținem cont de felul în care Farul începea sezonul ca formulă de joc și chiar ca rezultate. Pasă foarte bună aici, acțiune extraordinară, șansă mare de gol pentru Rapid. Nu reușește însă să înscrie Albu. Dintr-o poziție foarte bună Albu. Aici este faza în reluare cu intervenția ratată, intervenția lui Larie. Sigur, exista riscul unei sancțiuni disciplinare destul de severe și cred că Larie a luat decizia așa într-o fracțiune de secundă. Dovadă că scapă la poartă, cred că e de roșu. Da, 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 e posibil. Problema este că Ștefan, să vedem aici șutul bun, șutul din prima, așa, din drop. Drameni convocat la Naționala de Tineret. Emoții pentru Horatiu Moldovan. Da, să știi că mingea-i udă. În timp ce... în partea elaltă n-ar trebui să fie suficient. Șutul lui Alibek! Și aici vine bine mingea, dă cu latul. Sunt două șuturi și, să zicem, două ocazii la aceeași fază. Mai întâi Alibek în bară! Fanionul, așteptăm... Aici e corectă, sigur. Nici vor. Nici pomeneală. Vine șutul cu stângul, bară! Bara lui Grameni! Două bare într-un minut am avut la poarta lui Horatiu Moldovan. Ce șut frumos! Formidabil șutul! Formidabil șutul! Șansă mare pentru portarul moldovan. Nu deviază nimeni. Nimeni, nu, e curată, e... Ce gol ar fi ieșit aici? Da, și Hagi, iată intercepția lui Alibek, care cere și reprimește. Da, e greșeala lui, greșeala lui Albu. Și aici e poziție bună a lui Mazilu. Pasă la portar. A ieșit în evidență pentru noi, pentru prima dată. Atunci l-au cunoscut mai bine iubitorii fotbalului. Am pierdut doar cu două echipe, cu Craiova și Hermann. Excelent, Mazilu. L-a pucat pe Ciro Moraes, Mazilu, no. Aceeași încercare moale. Forța, dacă nu ai ști care 17 ani, nici n-ai zice. Matur, nu greșește, ia deciziile cele mai potrivite. Sigur că postul de vârf este mai pretențios. Este... Onea? Da, Onea, Onea. Că ceva s-a întâmplat. Și Dugancici! Gol! Formidabil! Inspirația lui Mutu. Ce căuta Onea acolo? Să nu spui că l-a mutat pe Onea pe partea cealaltă. Așa ceva. Bang boy! Nici nu știi de unde să-l iei. Dar mutarea asta, bine, a împins mingea în poartă, dar a fost acolo și, într-adevăr, cum spuneai tu, tot ce a făcut a arătat câte ceva, cât a avut ocazia de două, trei ori. Are motive să fie spălat, Hagi, dar așa se întâmplă în fotbal, că nu profiți de ocaziile pe care le ai. De regulă ești pedepsit, sigur că meciul nu e gata. Mai este mult de jucat. Dar vom vedea. Asta e Onea, da? Da, Onea, Onea, Onea. Care... Ce înseamnă să luftezi la momentul potrivit, Dugancici. Ce bun a fost luftul ăsta. Onea care dă cu stângul aici, el e fundaș dreapta. Deci Doamne, a ieșit o pasă Doamne, de gol. Ce luft. A ieșit o pasă de gol dând pe lângă minge Dugancici. Îl pui acum în statistici cum este pasă, iese pasă de gol. Are asist, nu? Onea în centru la Albu. Alt artificiu tehnic. Sigur că mingea rămâne la el de la adversar din greșeala lui Boli, practic, care se scoate din joc. Acolo este Emers. Emers Dugancici. Am văzut o poartă. Asta am vrut să zic, doar eu am văzut o poartă. Astea sunt cale, asta este calitatea lui Dugancici, capacitatea asta bazată pe forță fizică de a ataca poarta. Da, și ia, ia bine prima, rest, prima bară aici, uite-te cum ia fața adversarului. A jucat modest în rest. Da, dar vrei să spun altceva, trebuie să o dai în poartă aici. Deci a făcut treaba bine și pui latul aici să dai mingea în poartă. Bine, nici Alibek nu mai e chiar tânăr, tânăr. Oh, ce frumos! Nedelcu! Ce gol dă Nedelcu!
N-aș fi crezut că e capabil de așa ceva, sincer îți spun. Este un gol senzațional. Și cred că a meritat, nu? Da, da, pe total trecând linie, e ciudat. Da, putea să fie vorba ta, 2-0 pentru unii, 2-0 pentru alții. Enes Ali cred că este retras de Hagi, l-am văzut... Vrea să facă schimbarea, schimbarea și s-a sucit. Nu e offside. Nu e offside aici. Da, nu iese nimeni aici. Bine, nu, e golul lui. Nu, e gol imparabil. N-ai voie să pierzi totuși duelul ăsta. Aici cine este? Evers, nu? Da, știu. Nu. Nu, este și cadrul ăsta frumos. Cosmin, este o greșeală mare. Nu, știu, dar eviți faultul acolo. Nu vrei să-i dai lovitură liberă. Bici. Kiki, trece frumos, trece frumos și pasa este bună, fetă! Formidabilă intervenția lui Horațiu Moldovan, fabuloasă! Fabuloasă intervenția lui Moldovan! Pe faza încă o dată, dar aici, asta a fost bună de tot în fața lui Dragoș Ligure. Bine, s-a driblat singur Dragoș Ligure. El s-a aruncat, frate... Dar el era convins că de la poartă, nu... Ok, dar Enes Ali nici n-a apucat să facă fenta. Superliga vă este oferită de Superbet.